Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, am să fac un unboxing uriaș de la cei de la Buzon. Am în videoclipul de astăzi două colete, unul cu două cărți și unul cu opt cărți. Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe și nu uitați să-mi dați și mie un follow ambelor conturi de Instagram, cel personal, cel pentru cărți, fiindcă m-ar ajuta enorm follow și spamul de inimioare. Totodată, nu uitați să îi urmăriți și pe cei de la Bookzone chiar aici și o să vă las și în descriere link către cărțile prezentate aici, cel puțin la două dintre ele, sau o să vă las direct site-ul, voi vedea. Am aici și coletul. Și hai să vedem ce cărticele se află aici. Sper să le pot, să-l pot deschide ușor primul. Am reușit. Simplu. Bun. Așa arată apoi în interior și hai să vedem. Uf, foarte greu e de ținut când filmezi. Și apoi se mai află în... Deci sunt foarte, foarte bine împachetate. Sunt și niște folie în interior. Nu știu dacă o să pot să-l desfac, sincer. Am reușit. Și apoi sunt, cum spuneam, și într-un strat de folie din aceea. Așa. Iar în interior... Dacă văd pe unde să le scot. Am. Iar în interior se află... Wow, și una este și în țiplă. Am primele două volume din Draco, cum vreți să-i spuneți, chiar aici. Primul este în țiplă. Aoleu, am mișcat puțin camera, îmi pare rău. Voi despacheta. Sunt mai voluminoase decât mă așteptam. Am văzut că sunt mai multe volume din serie și o să mi le iau și pe următoarele, cu siguranță, dacă îmi va plăcea. Văd că este destul de micuț scrisul, dar pare să se citească relativ repede. Cărțile sunt în stare perfectă, fel și volumul 2. O să vă citesc puțin de pe spate. Îmi place că au aici un punct și două puncte, de la volumul 1 și volumul 2. Și hai să vă citesc puțin de pe volumul 1. Și să vă și arăt în cazul în care nu știu. Bun. Draco este povestea unui destin greu încercat, care vă învață că de la ură la dragoste e doar un singur pas. Un pas fragil, dar capabil să-l salveze și să-i schimbe viața pentru totdeauna. O singură scânteie a fost de ajuns ca viața lui să devină scrum. Casa familiei Scoville e cuprinsă de flăcări, iar fiul lor, Draco, scapă nevătămat, deși nimeni nu știe cum. Însă nu poți rămâne cu sufletul intact după o asemenea întâmplare, iar Joanna încearcă din răzputeri să îi urmeze pașii din umbră și să readucă la viață orice formă care s-a rupt din sufletul lui. Destinele lor se unesc într-un punct comun. Un trecut tragic care le împletește viețile printre secrete, lacrimi, minciuni și pasiuni ce renasc din cenușă și aprind fitilul unei relații năbădăioase. Sună foarte interesant. Cred că o să mă distrez și o să mă relaxez citind cartea asta. Cu siguranță o voi citi cât de curând acum, în iunie, iulie, cel târziu, dar sper că în iunie. Am foarte multe pe listă în iunie și cred că o să fie luna în care o să apuc să citesc cel mai mult. Și cum spuneam, cam așa arată în interior. Așa arată și volumul al doilea. Îmi place foarte mult și coperta. Și acum să trecem la cel de-al doilea colet. Cam gata. O să-l desfac cam urât, sincer, dar asta e viața. Nu putem să le... Aoleu, avem pe toate. Ok. Am desfăcut. Am și uitat, am și niște cadouașe pe lângă cele multe cărți pe care le am aici. Așa arată în interior. Ia să vedem primul cadouaș. Este, în sfârșit, o sacoșă ca lumea, de dimensiuni normale. O sacoșă pe care, nu știu exact ce scriu, o să mă uit și eu imediat, dar vă las pe voi să descoperiți mai întâi. Ești mai frumoasă când citești. Știu, mulțumesc! îmi place, în sfârșit, o sacoșă pe care o pot lua și eu, nu știu, să iau niște cărți, să fac poze sau mai știu eu ce, pentru că de la Litera, când am avut o chestie cu o sacoșă, era o chestiuță așa mică. Bine, m-a ajutat acolo, îmi țin semnele de carte acum, dar
ca idee. Asta mi s-a părut a fi de dimensiuni normale și m-am bucurat și e bine că nu m-a dezamăgit. Și am și un semn de carte fluturaș, de o culoare efectiv minunată. Ia să-l desfacem. Și o să-l testez pe cartea. Ce a fost cu bâlbâiala aia? Pe cartea pe care o am aici. Aici și deasupra prima. Stați puțin că trebuie să... A, ba nu. Pardon, la mine totul se rezolvă cu cuțitul. Poți doar să-l scoți de aici. Bun. Cam așa arată. Vai, e tare drăguț. Sincer, eu credeam că îl pui e din acela de se pune pe colț, dar aparent nu. Și cumva e mai bine pentru că eu mereu mă stresam cu ăla că mi-ntoiam pagina, așa că e ok. Vreau să scot și de aici. Să văd numai cum. Cred că am reușit. Da. Ok. Aruncăm și regulile. Bun, și cam așa arată. Este super fain. Îmi place mult, mult de tot. Cred că o să-l pun la semne de carte favorite. Iar acum o să închidem cuțitul ăsta ca să nu mamă ce să-mi cadă semnul de carte de mama ei. Chinuiam să-l caut și pe aici. Bun. Bun, și acum hai să trecem la minunatele cărți pe care le am aici. Doamne, abia aștept să le văd. Prima, care este într-o stare perfectă, este Confes de Colleen Hoover, a șaptea carte din biblioteca mea scrisă de această autoare. Voiam de mult timp să citesc această carte și cred că cu ea voi continua, de Colleen vreau să zic. O să vă citesc și pe spate, avem și o ilustrație aici, nu știu ce-i cu ea. Hai să vă citesc. Iubirea este singurul adevăr. Aubyn Reed a pierdut tot ce avea mai de preț. Dar acum, în încercarea de a-și reface viața, știe exact ce are de făcut și e pe deplin conștientă că nu-și poate permite nicio greșeală. Cu toate acestea, nu se așteaptă ca, atunci când pășește într-un atelier de artă din Dallas, în căutarea unui loc de muncă, să fie incredibil de atrasă de Owen Gentry, artistul misterios care deține atelierul. Omul dă frâul liber sentimentelor sale, dar află apoi că Owen ascunde un secret teribil. Trecutul lui pătat amenință să distrugă tot ce Auburn iubește mai mult și de aceea trebuie să-l îndepărteze pe Owen din viața ei. Pentru a salva dragostea lor, Owen trebuie să-și mărturisească secretul. Dar, în acest caz, mărturia lui poate avea consecințe mult mai grave decât însăși fapta. În stilul ei remarcabil și unic, Colleen Hoover ne poartă printr-o poveste emoționantă despre dragoste adevărată, familie și legături care pot fi nicicând destrămate. Mai sper să-mi placă. Eu așa cred, cam așa arată, eu așa cred că o să-mi placă pentru că e scris de ea, adică de ce nu mi-ar plăcea. Cred că cea mai, nu știu, cea care mi-a plăcut cel mai puțin până acum de la ea este Totul se termină cu noi, dar restul trei mi-a plăcut. Și aia mi-a plăcut, dar ca idee, ca să facem așa un top. Hai să vă arăt și cum arată sistemul ăsta de carte, dar cred că o să-mi cadă, așa că nu știu, efectiv îl pui aici sau, mă rog, îl pui așa de fapt și iese moțișorul, cred. Bun, ca să nu îl scap. După, văd aici și două înfoliate împreună. Mamă, cât sunt de groase astea, eu am crezut... Ok, o să încep cu ele, nu mă pot abține. Am aici Malakai, un alt fel de final. Ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă. Primele două... Unde mi-e? De ce am... Cuțitul meu frumos. Deci, primele două volume sunt mult mai micuțe. Și, mă rog, nu pot să zic că o să vă dau spoilere, dar care este foarte curioasă care este faza cu acestea. Of, nu mai am unde să pun gunoaiele. Nici nu o să vă citesc de pe ele. O să mă uit eu puțin să văd dacă e spoiler sau ceva. Dacă are... Nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Așa arată. Volumul 1 și volumul 2 mă bucur că sunt mai voluminoase, o să am mai mult de citit. Și scrisul este mai... Wow! Și scrisul este mai micuț. Îmi place, îmi place. Vai, vai, vai. Ok, nu știu dacă îmi place continuarea asta. Ia să văd și la volumul ăsta.
Da. Nu știu dacă o să-mi placă, sincer, partea asta în care o ia povestea. Pentru că, mă rog, din nou, nu pot să zic prea multe că vă dau spoilere, dar și acestea se unesc foarte, foarte drăguț. Bun. După care am tot de la Adina Stephanie, pentru că nu știu cum să le țin, am luat Hazard, volumul întâi și volumul al doilea. Asta e ordinea? Da, și volumul al doilea, ăsta e mult mai subțire. La fel se unesc. Și ia să vedem volumul întâi ce scrie despre el. Hazard și Neva se potrivesc ca nuca în perete, dar nu contează. Iubirile de vară nu durează de obicei, toată viața și amândoi se bazează pe asta. Hazard e cu capul pe umeri, Neva e o răzgheată. Hazard are grijă de cei doi frați mai mici ai săi și de tatăl lor, paralizat. Neva abia reușește să aibă grijă de cei doi câini ai săi. Hazard are trei perechi de bluzi și câteva tricouri. Neva are atât de multe diamante cât nu se mai deranjează să le numere. Dar diferențele dintre ei nu contează, nici asemănările. Regulile contează. Nu ne poate vedea nimeni împreună. Dacă ai o zi proastă, nu poți să plângi pe umărul meu, fără întrebări despre viața personală. Însă regulile sunt făcute pentru a fi încălcate. Vara nu durează o eternitate, iar sentimentele nu pot fi controlate. Dragostea nu-i pasă că vara s-a sfârșit, că fetele ca Neva nu ajung niciodată împreună cu băieții ca Hazard sau că le complică viața. Singurul lucru care contează acum este să găsească o cale de a fi împreună. Asta îmi place, sună bine, și asta are tot tipul ăsta de scris mai nou, să zic așa. Primele două volume de la Malacai aveau un alt scris, eu așa, mie așa mi s-a părut. Cum spuneam, și acestea se unesc, îmi plac tare, tare mult. Cred că mai am încă trei cărți. Am apoi, stați să le potrivesc, am apoi Alexandre, aici. Tot așa, primul volum e mai gros. E mai hot asta decât Malacai, n-ai ce spune. Ok. Ia să vedem ce scrie. Alec obișnuia să zâmbească, acum aproape că nu-și descrețește niciodată fruntea. Zavia, cred că se citește, Zavia zâmbește în stânga și în dreapta până te scoate din sărite, refuzând să se încrunte. Alec obișnuia să lupte, acum preferă să fie un simplu spectator. Zavia luptă în fiecare zi, chiar și atunci când nu mai are pentru ce. Alex și-a consumat toată dragostea, iar acum i-a rămas doar ura. Zavia iubește răsăritul, orele târzii, ciocolata, copiii, sau așa lasă impresia. Alex a avut inima frântă și atunci când a lipit-o la loc, a încurcat bucățile. Zavia n-a scăpat nici de o inimă frântă, dar a manevrat cu grijă bucățile atunci când le-a adunat. Și cu toate astea, când sunt unul în preajma celuilalt, masca lui Alex cade, iar Zavia își dă seama cât de multe fisuri au scăpat neobservate. Niciunul dintre ei nu vrea să fie văzut așa cum e cu adevărat, dar Alex spune lucruri care o fac pe Zavia să se încrunte. Iar Zavia spune lucruri care fac pe Alex să zâmbească și poate că drumul de la cine naiba ești până la te iubesc nu e chiar atât de lung, dar cu siguranță e denivelat. Sună bine, abia aștept să le citesc, îmi plac tare, tare mult copertile astea. Dacă mai zic coperți, coperte sau coperțe din greșeală, e din cauza că recent am aflat și eu că coperte ar fi cică, varianta literară. Bun. Și ultima carte și cea mai măricică. Stați să dau ăsta la o parte. Parcă am făcut turnul Eiffel aici. Sper să nu cadă. Este Viața invizibilă a lui Eddie LaRue. Abia aștept să o citesc. E o carte mare, trebuie să ai timp pentru ea și să-ți placă, să te prindă acțiunea ca să o citești. Avem aici niște păreri, vreau să mă uit despre ce e, pentru că habar nu am, sincer. Este bestseller New York Times, ia să vedem. Franța 1714. Într-un moment de disperare, o tânără pe nume Adeline întâlnește un străin periculos și face o greșeală cumplită. Pe măsură ce își dă seama de limitele pactului său, Faustian, abilitatea de a trăi veșnic și de a fi uitată de toți cei pe care îi întâlnește, Eddie alege să fugă din micul ei sat atunci când tot ceea ce a iubit odată este distrus. Dar încă are visuri și o viață de trăit și este hotărâtă să găsească entuziasmul și satisfacția în lumea largă, chiar dacă este condamnată să fie singură pentru totdeauna. Sau nu chiar atât de sigură, căci în fiecare an de ziua ei, seducătorul loc vine în vizită pentru a verifica dacă este pregătită să renunțe la sufletul ei. Jocul lor palpitant și întunecat se desfășoară de-a lungul veacurilor. Eddie fiind martor a momentelor istorice în timp ce acestea au loc, luptându-se să se recapete pe sine însăși, în timp ce traversează oceanele și încearcă să-și construiască vieți diferite. Vor trece 300 de ani înainte ca ea să descopere o librărie ascunsă și pe cineva care își amintește numele său și brusc totul se schimbă din nou.
Wow, sună foarte bine și acum sunt wow când s-o încep, ca să am timp să o și termin. Cred că urmează sper eu, în iunie să o citesc. Chiar sper din suflet pentru că sună extrem de tare. Cam acestea sunt cărțile pe care le-am desfăcut astăzi. Sper că v-a plăcut unboxing-ul. Dacă v-a plăcut, să-mi dați și mie un like și noi ne vedem în următorul videoclip. Bye, spor la citit!